Deși luna august este o lună dedicată strângerii recoltei din grădină, în această lună încă se mai poate planta pentru o recoltă târzie de toamnă. Unele legume pot fi plantate direct din semințele deja recoltate. De exemplu, am recoltat semințele de ridiche neagră și de ridiche roșie, iar cele negre le-am și plantat în pământ pentru a obține o recoltă în luna noiembrie. Semințele de salată recoltate, de asemenea, pot fi plantate toată luna august și luna septembrie, deoarece ajung rapid la maturitate și putem folosi frunzele destul de ușor. Varza de toamnă, dar numai din răsaduri. Eu am plantat câteva fire de varză de toamnă în spațiile rămase libere după recoltarea anumitor legume. Am mai plantat și câteva răsaduri de broccoli. Varza și broccoli și anumite plante din familia Brassica pot fi plantate pentru o recoltă târzie. Broccoli este o plantă foarte rezistentă și produce recoltă chiar și în luna noiembrie. Am plantat câteva fire de castraveți cu ideea de a avea o recoltă undeva în luna octombrie. Am plantat castraveți destul de rezistenți. Am observat că cei cornișoni sunt foarte sensibili și atunci am evitat acest soi. Anumite plante aromatice încă pot fi plantate, se pot recolta direct semințe și replanta, deoarece avem nevoie doar de frunzele lor, nu avem nevoie neapărat de o plantă matură. Am plantat semințe de mărar, de pătrunjel și leuștean. În luna august se mai poate planta speclă roșie. Eu o să plantez, deoarece în primăvară am avut destul de puțină ieșită și sunt nevoită să mai plantez pentru a suplimenta recolta.